A avut loc tragerea la sorți, am stabilit grupa, am stabilit adversarii cu care vom juca calificările. Din păcate, istoria și experiența ne-a arătat că pentru Moldova nu pot exista adversari slabi. Noi ar trebui să ne depunem tot efort, toată străduință pentru a obține rezultate cât mai bune. Vom avea o ședință comună cu staful tehnic al selecționatei naționale, vom stabili sarcina special. Eu sper ca selecționată, ca membrii lotului echipei naționale să dea dovadă de patriotism, de dorință de a juca, a reprezenta țara, a reprezenta neamul, Republica Moldova. Sunt sigur că dânșii au încredere totală în antrenorul principal, care îi va împinge spre victorie.